bărbat trăiește de 20 de ani o viață de coșmar. Soția lui a devenit victima alcoolului și a început să îl amenințe zilnic. Povestea lui a devenit virală după ce întâmplările ascunse de două decenii au ieșit la iveală. Când credea că și-a găsit sufletul pereche, un bărbat și-a dat seama că a ales să trăiască în casă cu cel mai mare coșmar al vieții sale. De mai bine de 20 de ani este torturat zilnic de propria soție, care a căzut în patima alcoolului și bea 3 sticle de vin pe zi. În momentele sale critice, aceasta îl scuipă, îl trage de păr sau îl amenință că îi smulge inima sau îi rupe dinții. Femeia are 45 de ani și alcoolul i-a devenit cel mai bun prieten, astfel că acum a ajuns să consume minim 3 sticle de vin pe zi. Acest viciu îl afectează în primul rând pe soțul ei, care trăiește un adevărat coșmar alături de ea. Femeia a devenit violentă, i-a dat palme, l-a mușcat și l-a lovit cu o sticlă de vin, motiv pentru care i-a provocat răni și malformații ale urechii. Informațiile despre coșmarul pe care îl trăiește bărbatul au ieșit la iveală după ce femeia a ajuns în fața instanței care a primit 43 de fotografii cu rănile bărbatului. Cei doi s-au căsătorit în anul 2000 și au împreună 3 copii mici. Coșmarul a ieșit la iveală după un apel disperat înspre poliție. Ulterior, poliția a intrat în posesia a 43 de fotografii cu rănile provocate bărbatului și a 36 de videoclipuri în care era bătut, lovit cu pumnii, picioarele, mușcat și scuipat. De asemenea, violențele s-au îndreptat și înspre bunurile lui, astfel că laptopul, telefonul și hainele au fost distruse de către aceasta. În cele din urmă, femeia nu a avut nicio problemă să își recunoască toate faptele în fața instanței îngrozite de ceea ce a văzut, relatează spynews.ro.